La mulți ani, dragi constanțeni, la mulți ani, oraș drag, la mulți ani, Constanța, regina noastră, a tuturor. Cinstirea numărului orașului nostru și a moștenirii noastre latin-bizantine se va face printr-o expoziție de icoane a Sfinților Constantin și Elena, protectorii Constanței, organizată de colectivul condus de doamna director Maria Magiru la Muzeul de Artă Populară, clădire de patrimoniu pe care o vom restaura în perioada următoare. Primăria Constanța, împreună cu Consiliul Județean și, bineînțeles, Prefectura, organizează în zilele Constanței niște acțiuni să fie cât mai atractive pentru cetățenii orașului. Până la urmă este ziua orașului nostru și trebuie să ne bucurăm de ea. Eu, ca și reprezentant al Direcției de Sănătate Publică, nu pot decât să vă îndemn să veniți în portul Tomis și să vă vaccinați, stimați constanțeni. Într-adevăr, sunt două zile până când vom sărbători pe protectorii și părinții spirituale ai orașului Constanța, Sfinții Constantin și Elena. Și este un moment de optimism, pentru că este un moment în care marcăm această ieșire dintr-o zonă de restricții foarte strict. Pandemia ne-a pus o frână în ultimul an și este timpul să-i punem și noi, la rândul nostru, o frână. Vă așteptăm cu plăcere la toate evenimentele organizate în parteneriat cu Primăria Constanța. Lista acestor evenimente va fi pusă la dispoziția noastră, dacă solicitați, este pe site-ul Consiliului Județean. Sportul și tineretul nu puteau lipsi și vă invităm la acțiuni inedite pe lacul Tăbăcăriei, vineri de la ora 17, un parcurs cu caiace. Și de la ora 18, o plimbare cu bicicletă în Santa Maria Bay. Pe data de 21 mai, Asociația Act for Tomorrow și Primăria Constanța organizează acțiunea Schimbă petul cu biletul, în cadrul căreia călătorii vor putea plăti biletul Citybus cu peturi și doze de aluminiu, iar pe 22 și 23 mai va fi organizat un maraton de vaccinare anticovid în portul Tomis.